Bună dimineața! Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii ZEFE Deschiderea de astăzi. Discutăm cu Ștefan Surcel, investitor în vârstă de 25 de ani. Ștefan, bună dimineața! Bună dimineața, Liviu! Bună dimineața ascultătorilor și tuturor cititorilor ziarului financiar. Ștefan, înainte de a discuta despre portofoliul de acțiuni, știu că tu ai mai participat la noi la emisiune și ești un investitor care se orientează în principal pe piețele externe. Îți propun să ne uităm spre un rezumat bursier, să realizăm un rezumat bursier al ședinței din 11 septembrie, o ședință în care vedem noi că pe primul loc în topul lichidității a fost Banca Transilvania, un raliu de 4,6%, o lichiditate de 37 de milioane de lei. Am scris și noi astăzi, este cea mai bună ședință din punct de vedere a lichidității pentru Banca de la Cluj din ultimele 6 luni. Fondul proprietatea 1,6%, rulaj de 9 milioane de lei și Nuclear Electrica 0,2%, o lichiditate de aproape 3 milioane de lei. Vedem noi o lichiditate de totală de 59 de milioane de lei, cu așa cum spuneam, Banca Transilvania a asigurat cea mai mare parte. Indicele principal BET a urcat cu 1,6%, a ajuns la cea mai mare valoare de la începutul pandemiei, am putea spune. Dar de la începutul anului încă este pe minus 7%. La polul opus, top 3 creșteri, Banca Transilvania, iată, intră și în acest clasament, BRD 2,4%, 1,8 milioane de lei și Electrica 2,2%, aproape 260.000 de lei schimbați. În cazul BRD vedem această apreciere probabil și pe fondul unui anunț al Băncii Centrale Europene că va flexibiliza, va relaxa acea recomandare trimisă către bănci de a nu plăti dividende. Să vedem exact cum va fi situația, întrucât știm că Banca Transilvania mai are doar 2 săptămâni de fapt până pe 1 octombrie, ultima strigare pentru dividende, iar BRD în urma votului acționarilor din primăvară a ales să nu meargă pe calea dividendelor. Să vedem exact dacă va fi vreo altă agă pentru a își recompensa investitorii. La polul opus vedem Alumil pe primul loc în topul scăderilor, minus 11%, 61.000 de lei, Deutsche Bank, minus 2%, 55.000 de lei și Petrom, minus 1,2%, 438.000 de lei. De menționat în cazul Petrom că astăzi mainul de ziar, adică articolul principal din ziarul financiar, este interviul cu Alina Popa, directorul financiar al Petrom, un interviu pe care l-am realizat tot în cadrul acestei emisiuni. Ne spune doamna Popa că cererea de carburanți este scăzută, dar își revine și că politica de dividende rămâne în picioare, nu va fi un lucru ușor, ci va fi o provocare pentru companie. Ștefan, mă întorc către tine, spune-ne, te rog să ne reamintești exact despre acțiunile din portofoliul tău și de ce alegi să investești pe bursele externe, burse la care au acces și investitorii din România prin intermediul chiar prin intermediul brokerilor locali. Salutare, Liviu. Da, din păcate aleg să investesc mai mult pe piețele externe datorită numărului crescut de companii. Volatilitatea, pot să zic că e puțin mai mare pe piețele externe, iar ăsta e un lucru care pe mine mă bucură oarecum, deși poate fi o volatilitate crescută poate fi speriată așa dacă te prinde pe picior greșit. Îți poate duce până la urmă și niște câștiguri mai mari. Aș zice că cu numărul mai mare de companii și o volatilitate mai mare. Astea sunt principalele motive pentru care eu aleg piețele externe. Deci tu vezi în volatilitate un lucru atractiv, un aspect atractiv, am putea spune? Eu așa spun, sau eu așa o văd, e și un citat care spune că volatilitatea e cel mai bun prieten al unui trader. Eu cred că da, printr-o piață volatilă ai acces la șansa de a câștiga mai mult bani decât o piață care, nu știu, e foarte stabilă și foarte crește într-un ritm încet. Iar pe de altă parte sunt și riscuri mai mari pe o piață volatilă. Și riscurile sunt mai mari, într-adevăr. Uite, un risc pe care l-am simțit chiar pe pielea mea săptămâna asta. Aveam o poziție short pe compania Zoom, cei care oferă un serviciu deja cunoscut de videoconferințe. O poziție short destul de mică, undeva la 4% din valoarea portofoliului. Dar o poziție short care a suferit niște închideri și niște pierderi pentru că ei și-au raportat situațiile financiare
au fost peste așteptări și creșterea peste noapte a fost de 40%. Nu mă așteptam să fie chiar de 40%, m-a prins pe picior greșit și am suferit un pic, da. Am și recuperat a doua zi. Pe short, poziție short, să le explicăm și ascultătorilor, mizez pe faptul că acțiunea va scădea. Da, practic tu faci bani dintr-o tranzacție atunci când prețul scade și pierzi bani atunci când prețul acțiunii crește. Ceea ce ar fi însemnat, de exemplu, că dacă la începutul lunii martie, atunci când am început emisiunea și când am auzit pentru prima dată, dacă nu mă înșel, dacă intrai short pe Wirecard de la 100 de euro, cât era acțiunea, undeva la 1 euro acum, lucrurile erau total schimbate. Ok, deci am notat. Te orientezi pe extern datorită unui număr mare de companii și unei plaje mai mari de acoperire a economiei prin acea reprezentativitate sectorială. Dar uite, de exemplu, am avut în urmă cu două săptămâni ceea ce presa din SUA a numit-o ca fiind o baie de sânge. Acea corecție, am putea să-i spunem, da, a fost o corecție, am văzut vânzări agresive din partea investitorilor, marcări de profituri, am văzut o prăbușire la Tesla, scăderi la Amazon, Apple, practic tot sectorul de IT de pe Wall Street. Te-a speriat acea corecție? Sincer, nu. Ți-am spus, poate pentru un investitor care tranzacționează doar pe bursa de la București și e obișnuit cu, scăderi și crește de 2-4%, să vezi niște scăderi de 20%, cum au fost la Tesla săptămâna trecută, dar poate fi de speriat. Dar dacă ești mai activ pe piețele externe și ești obișnuit cu fluctuațiile astea, nu cred că ar trebui să fie un motiv de speriat. Într-adevăr, Tesla a scăzut cu 20%, dar a recuperat cu 10,5% ziua următoare. Adică fluctuațiile sunt de ambele sensuri. Ești investitor la Tesla? Nu, în momentul de față nu. Nu? Ok. De ce? Mi se pare o companie foarte... deși are o volatilitate, deși poate mă simt confortabil cu volatilitatea, cu volatilitatea companiei Tesla nu mă simt. Au niște fluctuații de fel de pe alta, foarte, foarte mari. O văd ca și o companie de viitor, dar cu toate astea e tranzacționată la niște valori total nerealiste din punctul meu de vedere. Deci cred că va urma o corecție și mai mare pe prețul acțiunii. Deși chiar în dimineața asta citeam că tocmai au raportat al patrulea trimestru consecutiv de profit, ceea ce e un lucru încurajator pentru investitori. Ok, deci ar trebui să vedem probabil o dinamică pozitivă luni la bursă. Când deschide... Ar trebui, da. Având că tocmai au raportat 4 trimestre consecutive de profit, din punct de vedere fundamental, lucrurile ar trebui să fie bune și să meargă într-o direcție de creștere. Dar toate astea, prețul e total supraevaluat. Adică n-aș ști unde să mă poziționez. Avem un PER la Tesla, din câte am văzut, undeva la 970, ceea ce înseamnă că la nivel teoretic un investitor ar avea nevoie de aproape 1000 de ani, nu? Să-și recupereze investiția, dacă profitul rămâne constant. Atunci când te orientezi, mai întâi spune-ne, te rog, ce acțiuni mai ai în portofoliu? O altă poziție pe care o am în momentul de față, dar e tot o poziție short, este pe compania Peloton. Ei produc niște biciclete electrice de fitness pe care le vând către utilizatori și apoi utilizatorul, pe lângă investiția pe care o face în bicicletă, mai plătește un abonament lunar pentru a avea acces la tot felul de clase de antrenament. E o companie pe care eu o văd foarte supraevaluată. Ea s-a listat la bursă prin octombrie 2019, dacă nu mă înșel. S-a listat la un preț de 29 de dolari. În momentul de față se tranzacționează pe la 92 de dolari. Deci și-a triplat capitalizarea în 10 luni, într-un an. Dar cu toate astea n-a reușit de nu să înregistreze profit. Din nou, mi se pare o companie nesustenabilă. Mi se pare că se tranzacționează la un preț nesustenabil. Și pe lângă faptul că se tranzacționează la prețul ăsta, ea a fost și foarte ajutată de situația actuală.
în care lumea a stat acasă, a fost forțată să, nu știu, sălile de fitness s-au închis. Mm-hmm. Deci tu zici... Cu toate astea, adică în mediul perfect pentru ea, tot nu a reușit să înregistreze profit. Eu nu o văd ca fiind de viitor, în momentul în care se va apăra un vaccin, toate lucrurile vor reveni la normal. Ok, de short pe Peloton, iar pe Zoom de ce short mai exact? Pentru că, uite, de exemplu, dau un exemplu de la noi, școlile încep astăzi sau ar trebui să înceapă astăzi, încă sunt foarte multe semne de întrebare, cursurile se fac online, cel mai probabil prin aplicația Zoom, deci aplicația Zoom încă rămâne în picioare și la 6 luni de la pandemie. De ce short pe Zoom? Din nou, într-adevăr, da, din punct de vedere fundamental, aplicația are o utilitate mare, cel puțin în momentul de față. Da, se tranzacționează la fel ca și Tesla la un per, cred că ultima dată când mă uitam, era un per de undeva la 600. Adică un investitor, din nou, i-ar lua 600 de ani să-și recupereze investiția. Dacă situația ar continua, nu știu, să zicem, 2 ani de zile, școlile s-ar muta cu totul online, munca s-ar muta cu totul online, probabil ar fi un preț sustenabil, dar eu cred că în următorul an lucrurile ar trebui să revină la normal. Până la urmă mă uit și în România. Deja o mare parte din restricții s-au eliminat, s-au ridicat mai degrabă. Te rog. Asta zic, restaurantele încep să se deschidă, mall-urile s-au deschis, stările de fitness s-au deschis. S-a eliminat restricția de a circula, nu știu, doar cu o declarație sau cu un motiv anume. Adică lucrurile încep să revină la normal, iar utilitatea acestei aplicații, din punctul de vedere, ar trebui să scadă, să dispară încet încet. Dar uite, o să revenim și la investițiile din România. Dar, de exemplu, pentru tine, cel mai important indicator atunci când te uiți la o companie listată, care este? Indicii de, nu știu, price per earning e unul din cei mai des folosiți de către mine și mai mult decât am uit la, nu știu, sustenabilitatea companiei respective în viitor. Adică e o companie care ar putea să funcționeze și peste 5-10 ani de zile, are un produs care se cere de către piață. Că de aici am și nelămurirea cu Tesla. Ea, din punct de vedere fundamental, mi se pare că e o companie foarte sănătoasă, adică are unul din produsele cele mai bune. E un produs care crește din ce în ce mai mult în popularitate, mașina electrică. Dar fiind faptul că citeam acum vreo 2 săptămâni, mașinile sau vânzările la mașini cu cea mai mare creștere au fost pe mașinile electrice. Deci trendul e pozitiv. Dar cu toate astea se tranzacționează la niște valori foarte nerealiste sau nesustenabile mai degrabă. Mai ales că, uite, și în cazul Petrom, compania a anunțat săptămâna trecută că va instala stații de încărcare pentru mașinile electrice. Ceea ce înseamnă că, ok, și cea mai mare companie listată se așteaptă să vină acest val al pieței mașinilor electrice și în România. Bineînțeles, va ajunge mai devreme sau mai târziu. Important e să vedem cum se adaptează Petrom. Ștefan, de la începutul anului 9 luni, cum ești pe portofoliu? Ce randament? Cum e situația? Nu e un an cu minus, asta în mod cert. Cred că pe total, de la începutul anului până în momentul de față, randamentul total e undeva la 12%. 12%, ok. Ceea ce, trecând liber, mi se pare un randament decent, sau poate chiar mai mult decât decent. Acum, din nou, dacă ar fi fost să cumpăr la când piața a ajuns foarte jos, pe la sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie, poate aș fi avut acum un randament de 50%. Da, nu a fost să fie. N-ai avut curaj sau nu ai avut resursele necesare atunci? Resursele le-am avut, că le-am închisese pe parcurs o mare parte din poziții, dar am stat în expectativă. N-am avut curaj, dacă ar fi să zic așa. Momentan, din portofoliul tău, cea mai mare expunere la ce companie este? Cea mai mare expunere, la fel ca și ultima dată când ne-am auzit, era o companie de consultanță din zona de real estate, CBRE. Ok. O companie care a fost destul de rău afectată în momentul
închiderii, nu știu, activităților, o al impunerii lockdown-ului, pentru că o mare parte din consultanțe trebuie să se desfășoare face-to-face. Iar la... Dar te rog. Și-au revenit și acum au ajuns la un preț apropiat de momentul începerii crizei de sanitare sau crizei de coronavirus. Iar la Bursa Românească? La ce acțiuni? La Bursa Românească, singura și cea mai mare poziție este cea de la Banca Transilvania. La Banca Transilvania, ok. Unde urmează înregistrările pentru dividende și acțiuni gratuite, cum ziceam și la început. Aici cum? Ești pe plus, pe minus? Sunt pe plus. Ok, deci doar Banca Transilvania. Ce te-ar determina să investești mai mult la bursa locală? N-aș ști să zic. Probabil și lipsa unor companii mai ancorate așa în viața noastră de zi cu zi. Sunt foarte multe companii, multe sunt într-adevăr acum ancorate. Nuclear electrică, spre exemplu, furnizează energie pe care noi ajungem să o folosim. Dar aș vrea niște companii mai... Banca Transilvania, spre exemplu, mi se pare o companie foarte ancorată în ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Ei au, așa cum am zis și data trecută, au fost primii care au introdus acest mobile banking, internet banking. Sunt singura bancă, dacă nu mă înșel acum, unde poți să retragi banii de la bancomat fără cardul fizic, doar cu telefonul. Adică mi se pare că sunt în trend cu tot ceea ce ar trebui să fie. Restul mi se par, multe dintre ele, niște companii foarte îmbătrânite, multe dintre ele pătate de niște scandaluri politice. Ok, deci tu zici că ai avea nevoie de ceva inovație. Da, inovația, cred că e cuvântul. Mi-ar plăcea să fie mai multe companii inovative. Asta e cuvântul. Ok, deci mai multe companii inovative la Bursa Românească. Dar uite, de exemplu, Petrom, așa cum spuneam, a luat sau urmează să ia și calea segmentului electric. E un început, până la urmă, acel parteneriat cu Enel. Petrom, cum vezi aici lucrurile? Ce lipsește ca să o ai în portofoliu? Asta e un lucru foarte bun pe care l-ai menționat și tu, că își orientează o parte din atenție și din resursele financiare și către zona asta de electric, de mașini electrice. Și cred că au realizat și ei că dacă nu fac chestia asta în următorii ani, va fi probabil prea târziu să o mai facă, nu știu, la un moment dat viitor. E un lucru bun, înseamnă că e o companie care urmărește ce se întâmplă, nu se... fiește să-și asume niște riscuri, că s-ar putea să fie un pariu, nu știu, necâștigător. S-ar putea să fie niște investiții foarte mari pe care le fac și trendul ăsta de mașini electrice să nu fie așa de rapid în creștere cum se preconizează. Dar, din nou, dacă nu-ți asumi aceste riscuri și nu zici cu puțină inovație, ești sortit pieirii. Ok, deci să reținem numărul mai mare de companii de pe piețele externe, volatilitatea implicit mai ridicată, mai agresivă, am putea spune, iar la Bursa Românească numărul redus de companii, da, și faptul că sunt companii care nu vin cu inovație pentru a-și mulțumi acționarii. Cred că da. Acum sunt și investitori care se uită foarte mult la companiile stabile. Cum e, nu știu, nuclear electric, de exemplu. Sunt investitori care apreciază o companie care, nu știu, nu vine cu inovație și nu vine cu lucruri noi, ci e mai degrabă stabilă, liniștită, face bine ceea ce face, oferă niște dividende satisfăcătoare, dar nici nu are niște creșteri spectaculoase. Bine, aici probabil depinde și de profilul tău, că din moment ce un investitor se uită mai degrabă spre volatilitate, lasă probabil în urmă randamentul dividendelor. La bursa noastră am văzut undeva la 10-12% companii care au dat în ultimii ani astfel de dividende. Da, păi suntem, chiar citeam un articol acum câteva luni, suntem în top mondial la randamentul dividendelor pe care îl oferă companiile listate la BVB. Și probabil din ce am discutat și noi cu analiștii, probabil chiar și acest aspect este, deci cea mai bună parte a bursei locale poate fi chiar și un dezavantaj. Întrucât apare această strategie de buy and hold. Da, exact, da. Că uite, de exemplu... Poate fi într-adevăr un dezavantaj. Uite, de exemplu, Tesla, mai mult decât și-a triplat valoarea sau capitalizarea bursieră de la începutul anului până acum. Corect, da. O companie care nu oferă dividende și are o volatilitate foarte crescută.
Nu, depinde foarte mult și de profilul investitorului. Sunt investitori pentru care piața din România e perfectă. Da, Tesla e foarte supraevaluată, vedem și după cifre. Urmează și Battery Day, să vedem exact ce anunțuri vor face atunci. În regulă, în această săptămână, din perspectiva ta, la ce să ne uităm? Și extern, dar și intern. Pentru că, până la urmă, tot ce se întâmplă pe Wall Street rezonează, ajunge mai devreme sau mai târziu și la bursa locală. Da, așa e, ai dreptate. Când, știi cum e și expresia asta, când strănuta America răcește Europa. Sau, că parcă așa e. Da. Ar trebui să ne uităm, au fost și niște scandaluri politice în care Trump a fost implicat, cum în care el spunea că această criză de coronavirus este mai periculoasă decât crede presa, dar el renunță la a publica informații pentru a păstra totul sub control. Să vedem în ce direcție iau și declarațiile astea politice. Șomajul s-a anunțat acum o săptămână, ce a fost un bucurător, să zic așa, de la un șomaj de 10% în Statele Unite s-a ajuns la un șomaj de 8%. Dacă măsurile de lockdown se ridică, acest lucru sau rata șomajului va scădea, ceea ce e un lucru îmbucurător. Ar trebui să ne... O să mai urmeze o perioadă de raportări financiare pentru companiile din America. Trebuie să spun cu o cuțită ele, să vedem ce rezultatele de ce ele trebuie. Și neapărat pentru state, alegerile președințiale, vedem noi că Joe Biden este cotat mai bine, am înțeles că Joe Biden ar fi și pentru impozitarea unor companii, rămâne de văzut. Un alt subiect pentru o altă zi. Domnilor, aceasta a fost emisiunea ZF Deschiderea de astăzi, 14 septembrie. Alături de noi l-am avut pe Ștefan Surcel, investitor pe piața de capital, în principal Wall Street, iar la Bursa Românească de o expunere la Banca Transilvania. Ștefan, mulțumim tare mult! Mulțumesc! Până data viitoare, fir întins la acțiuni câștigătoare. Numai bine!